vizita fântâna muzicală de la Podgoria? Nu, din păcate numai până am văzut, dar am fost ieri dimineață și mi s-a părut și parcul, mai puțin fântâna care n-a funcționat, dar parcul este minunat. În ciuda faptului că lumea spunea că e ceva, un chiciu, un ceva, o combinație. Mie mi se pare totul e foarte corect și a dispărut acel cuib de boscătar care a fost înainte. Chiar îs foarte cântat de... Ok, mulțumim frumos! Am fost după aceea, este ceva foarte frumos, am mai văzut în Europa, la Barcelona, am văzut niște fântâni foarte frumoase și în Roma sunt. Dar, mă rog, și mă bucur că și orașul nostru este pe un drum, să zic, bun din punctul ăsta de vedere. Da, fetița mea. Da. Și ce părere aveți? E foarte frumoasă. Frumoasă. Mulțumim. Ați fost să vizitați fântâna muzicală de la Podgoria? Nu. Ce, aveți de gând să mergeți să o vizitați? Da, sigur că da. Ce ați auzit despre ea? Nu am auzit nimic, că a fost plecată. Mulțumim! Ați fost la muzicale de la Podgoria? Da, am fost. Și ce părere aveți despre ea? Este o locație interesantă și cred că va atrage și foarte mulți turiști. Fântâna muzicale de la Podgoria? Da, da. Și ce părere aveți despre ea? Puteau fi cheltuiți banii pe alte lucruri mai utile. Nu zic că nu era, dar când... O să fim și noi la nivelul altor state, atunci ne putem permite asemenea lux, să zicem. În general e frumoasă, dar vorba aceea se puteau cheltui pe alte probleme mult mai importante. Nu? Cam așa. Mulțumim frumos! Ați fost să vizitați fântâna muzicală de la Podgoria? Nu. Și ați dori să mergeți să vedeți? Aș dori, dar o să am ocazia, oricum, pentru că locuiesc aici. Eram în campanie plecată și am pierdut. Ce ați auzit despre ea? Am auzit că este bună, frumoasă, deci este super în comparație cu alte orașe. Deci ce avem noi acum este minunat. Fântâna muzicală de la Podgoria? Încă nu am avut timp, dar sper cât mai repede să mă duc. Am văzut așa din trecere de la Podgoria din mașină, am văzut că este super frumos parcul și fântâna și sperăm cât mai repede să ajungem acolo și să facem niște poze normal și să ne simțim bine. Ok, mersi frumos! Ați fost să vizitați fântâna muzicală de la Podgoria? Nu. Ce să vizităm? Fântâna muzicală de la Podgoria, ați fost să vizitați? Am fost la prima parte a spectacolului. Cu... Și ce părere aveți? Păi s-au făcut lucruri foarte frumoase acolo, dar nu știu cât vor fi de bine întreținute ca să reziste, că la noi cam așa se întâmplă. Se face o lucrare frumoasă, spectaculoasă, toată lumea încântată și fericită și dacă te duci peste 3 luni, aș vrea să mergeți și peste 3 luni să vedeți cât de îngrijit e parcul ăla și gazonul și florile. Da, a fost ceva spectaculos și frumos tot ce s-a întâmplat în seara aceea și muzica și lumea civilizată și fiecare aveam grijă să nu călcăm, să dar ar fi foarte bine dacă disciplina asta s-ar purta și ar fi permanentă. Așa, ca să păstrăm ce se investește, se fac cheltuieli mari, nu trebuie să avem grijă, așa cum acasă ai grijă de lucrurile tale, tot așa, pe unde trecem, trebuie să fim cu grijă. Mulțumim frumos!